Mă scuze, am fost în bază. S-au dat salariile? Încă nu. Când le dau, băi, frate? Nu știu. Auzi, dă și mie 500. Bă, sunt pe 0. Dă-mi 200 măcar. Păi ți-aș da, sincer, dar n-am nicio. Bine, bani. Baftă. Am vorbit. Așa și? Te așteaptă, vii din partea lui Vasile de la Ștefănești. Băi, dar nu? Și ești frer dacă nu te duci și stai. Am văzut de băi, sigur ai vorbit, nu? Da, băi, am vorbit, stă liniștit, mă. Da? Băi, e bine. Hai să dă și mie 500 până mâine. Scuze-mă puțin. Da, mă, hai să mă. Dar stai așa să nu vadă animalele astea, că vor și mie. Am doar 200. Ăștia... Nu uita, vii din partea mea. Băi, pe bune ai vorbit, ești serios, da? Te duci astăzi, vii din partea mea. Bine. Hai. Să mă sun, să spui ce ai făcut. Baftă! Gata deschisă. Cu zahăr sau fără? Ai adus ăla? Ți-a întrebat spate. Cum l-am îmbrăcat pe ăsta? Spune-ți, cum l-am îmbrăcat? Păi nu ți-am spus să-i pe cămașă? Ce cămașă? Cu zahăr sau fără? Acum hai cu mine să iau cămașă. Plec și 10 minute. Asta nu e bun, rău. Asta mă, că albă e prea banală. Ia lasă-mă și tu alea sus. Uite-te. Ia stai. Hai mă să o luăm pe asta. Cât e asta? Și asta? Tot. Ție care îți place, mă? Asta. Asta rămâne. Ia stai. Ține-i pe ea, pentru că încă mai am eu ceva. Te băgăm, mă. Ia zi, de ce vrei tu să faci muzică? Pentru că am muzica în sânge. Iată asta. Pentru că am muzica în sânge și pentru că vreau să fac bani să mă duc la școală și vreau să o ajut pe mama și pe Petruța. Așa. Na, joacă. Aici îți dau un suc? Da. Nu te supăra! Unde să dau probe? În fața la Danda, e de vreme, doarme. Pavel, 7 ani jumătate.
Chinez Mihail Petru, 7 ani și jumătate. Robert Petru, 11 ani. Ia zi-mă, cu ce te ajut? Cum să nu, cu mare plăcere. Păi nu știu că e multă lume aici, n-am de unde să știu care e. Da, mă, te ajut cu mare plăcere. Tu mă suni numai când ai nevoie. Da, e ceva de el? Bine, bine, hai. Ok, o să țin cont. Bine, pa, pa. Cred că despre tine este vorba. Tu de ce vrei să faci muzică? Pentru că am muzică în sânge. Ia mă să văd ce muzică în sânge ai. Asta pas, ești mare în pas, pas, ești norocos, tare, 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 banosate. Bravo, bravo. Lasă tarabana aici, te așteaptă tăică, tu ai la studio, tu cu mine. Revenim imediat. Să trăiți, maestre. Salut, salut. M-a trimis Vasile, de la acordeonistul, de la Ștefănești. Da. El e Robert, cântă cu vocea. Dacă vreți să-l ascultați puțin. De ce vrei să faci, mă, muzică? De ce vrei să faci muzică, tata? Hai zi, tata. Hai, mă, tata, zi. Pentru că muzica în sânge. Lasă că așa e bine să fie timid. Mi-e plac copiii timiți cu minți simțiți. Domnul Dan. Domnul Dan. Da. Revin imediat. Am puțină treabă și mă întorc și vă ascult imediat. Îl ascultați, da? Da. Băiatul tău care cântă? Da, da. Băi, băiatul tău e unicel, dar e la 100. Nu e ce trebuie mie. Lumea, lasă un pic la microfon să obișnuiască și ne vedem la anul, da? Nu te supăra, te-am pupat, baftă. Ceau. Cântat foarte bine, băi. M-ai înțeles? M-ai înțeles? Vrei înțeles? Bre! Bre! Ia vină puțin cu apă. Hai, bre, că nu vii pe degeaba, hai! Cântă și mă dă ceva frumos. Ia. Spre ce? Ești ce-i vrea să fie? Ce-o vrea? Lele? Lele, știi? Ia stai așa, Lele, știi? Ia să auzi, ia. Ia zi-mă. Na 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 na
Băi, fii atent. Nu zi nimic înăuntru, da? Lasă-mi pe mine să vorbesc. Hai. Cum a fost? Bine, nu vezi? A cântat foarte bine. Așa? A zis că mai trebuie să mergem. L-a plăcut, dar deocamdată nu l-a luat. Ce cu asta? De unde ați avut bani? Ia treceți dincolo. Zi cum a fost. Băi, ia vine, mă, încoa. Da. Ia zi-mă cum a fost la probă. Bine. Ia mai zi o dată la culele. Tu nu te duci la serviciu? De ce vrei să rămân? Hai, mă, mai zi-l luat. Mi-este numele. Sunt prințișorul lui tata. Cine-a lină inima. Sunt cel mai iubit copil de pe toată planeta. Mi-este numele. Am tot ce vrea sufletul. Tata-mi dă totul. Nu știu cum să-i mulțumesc, să-i arăt cât îl iubesc. Thank you.